Critic, istoric literar, scriitor, publicist, academician, George Călinescu este considerat unul din cei mai importanți critici literari români. Lucrarea sa, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, cea mai cunoscută, dar și cea mai controversată istorie literară românească, rămâne și astăzi un subiect care stârnește numeroase ecouri. George Călinescu s-a născut la București în 1899. În adolescență eram foarte trist, un veșnic chimerist, pășind sigilat de destin, ca un posibil nou la Martin, contemplând ale soarelui funeralii cu profil de medalii. Licențiat al Facultății de Litere din București în 1923, este profesor de liceu, apoi din 1924 studiază 2 ani la Roma, cu o bursă oferită de Academia din România. A vedea mereu clar, a merge linie dreaptă, tot înainte, contemporan cu tinerii, aceasta înseamnă a fi tânăr. Doctor în litere la Universitatea din Iași, în 1936 va fi numit conferențiar de estetică și critică literară, iar din 1942 profesor titular. În 1945 s-a transferat la Universitatea din București, șef al Catedrei de Literatură Română Modernă la Facultatea de Litere și Filozofie, iar din 1949 a condus Institutul de Istorie Literară și Folclor al Academiei Române, care îi poartă astăzi numele. George Călinescu este autorul unor studii fundamentale despre scriitori români: Viața lui Mihai Eminescu, Opera lui Mihai Eminescu, Viața lui Ion Creangă, Nicolae Filimon, Grigore Alexandrescu, Viața și Opera, Vasile Alexandri. A debutat ca prozator cu romanul Cartea Nunții, 1933, pentru a se impune cu Enigma Otiliei, 1938. A urmat Bietul Ioanide, 1953, și Scrinul Negru, 1960. A mai publicat versuri, eseuri, impresii de călătorie, piese de teatru. S-a stins din viață în martie 1965, la numai 66 de ani. În viață am fost plin de contraste, cu zile albe sau nefaste. Am fost centaur în Poieni și o șopârlă în Buruieni, o sepie stropind cu tuș, un alpe mare pescăruș, ostaș purtând sabie grea, curtean în mână colalea, suav ca îngeri din rai, războinic ca un samurai, un sfânt francis merit sub glugă, Atila, neclintit la rugă, gânguritor ca turturica, impenetrabil ca pisica, cuprins de flăcări ca pădurea, tăioși și rece ca securea.